Bună ziua, mulțumim că ați dat curs invitației noastre de astăzi. Am decis să facem această invitație presii pentru a discuta o temă care se discută de foarte mult timp, dar cumva nu se spun tranșant anumitor lucruri. Și anume lucruri despre care am vorbit de foarte, foarte mult timp. Noi suntem într-un proces de integrare europeană. Ca partid responsabil, noi conștientizăm și promovăm că calea integrării europene este unica soluție pentru Republica Moldova și pentru bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova. Cineva și-ar pune întrebarea, dar ce au alegerile locale cu acest deziderat al nostru și al marii majorități a cetățenilor Republicii Moldova care și-au dat votul pentru actualul partid de guvernământ, inclusiv care a promis integrarea în Uniunea Europeană. O să discutăm separat și despre modul în care putem realiza acest obiectiv, dar în linii generale este clar pentru toată lumea că acest deziderat poate fi realizat, unu, prin unitatea tuturor oamenilor care au capacități de a realiza, a doilea condiție. Este reforma justiției, este reforma administrativ-teritorială, este reforma socială, economică, astfel încât aici, prin mecanismele noastre naționale, să ajungem la standardele Uniunii Europene. Foarte mulți vorbesc în șoaptă despre adevăratele pericole de, haide să spunem, de amânare acestui proces a integrării noastre către Uniunea Europeană și anume în contextul în care forțele de stânga, forțele care au fost finanțate de către, sau sunt în continuare finanțate de Moscova, sunt finanțate de oligarhi fugari, vor putea reveni la putere în Republica Moldova. Și studiile sociologice, inclusiv din ultima perioadă, arată destul de alarmant. De asta noi, timp de un an de zile, ca partid politic, am făcut apel și inclusiv în contextul alegerilor locale, dar și în contextul altor scrutinii electorale care se apropie în Republica Moldova de a uni oamenii în jurul acestor deziderate. De a face liste comune pentru candidați la funcțiile de consilieri capabili să realizeze obiective la nivel local. De a identifica un candidat unic pentru scrutinul din Chișinău. Și soluția foarte bună pe care am propus-o să identificăm un candidat din partea societății civile astfel încât să nu permitem unui om cu agenda foarte clară pro-Moscova, chiar dacă se dă astăzi sau se erigează astăzi drept mare pro-european, mare pro-român. Legăturile cu serviciile secrete din Federația Rusă sunt evidente și în cazul în care nu vom spune tranșant adevărului pe nume, ne așteaptă o perioadă destul de încărcată la viitoarele scrutinii electorale. Mai departe o să vorbească mai în detaliu Victor Chironda, candidatul platformei de la funcția de primar general pentru municipiul Chișinău și vom face o concluzie la toate amenințările care ne așteaptă și vom face un apel către toate forțele sănătoase din Republica Moldova să conștientizeze pericolul și să vorbească despre acest pericol. Mulțumesc! Stimați reprezentanții mass media, dragi prieteni, ieri doamna președintă Maia Sandu a transmis un mesaj care este esența a ceea ce am declarat eu și împreună cu colegii mei încă din primul moment al campaniei mele, că drumul Moldovei trebuie să fie european, că siguranța cetățenilor și copiilor noștri este prioritatea numărul unu și că Moldova este în pericol din cauza forțelor externe, anti-europene, care lucrează cu trădătorii locali ce vor să ne vândă stăpânilor lor. Rusia, împreună cu oligarhii fugari, au pus pe cale să obțină controlul asupra țării noastre în urma alegerilor parlamentare din 2025. Iar primul pas îl vor face acum, la aceste alegeri locale. Doamna Sandu a declarat că Rusia este o amenințare pentru Republica Moldova. Într-adevăr, Rusia vrea să ne oprească din calea europeană. Iar eu îl întreb pe autodeclaratul pro-europeanul
Ivan Ceban, dacă el este de acord cu aceste afirmații. Ne spuneți și nouă care e poziția dumneavoastră față de această declarație, domnule Ceban? Constatăm cu îngrijorare că în ultima perioadă la adresa Republicii Moldova se desfășoară o operațiune specială care țintește furtul țării cu ajutorul unui vot democratic, care se dorește a părea legitim. În realitate, votul este manipulat prin înșelarea moldovenilor cu candidați care se dau drept europeni, fără să declare că ei sunt instrumentele unor interese străine potrivnice cu pacea din Moldova. Cu ajutorul lor se desfășoară prima fază a operațiunii speciale, furtul alegerilor locale generale. Pentru ei, câștigarea acestor alegeri în mod aparent democratic este vitală. Așa pot să preia puterea în orașele din Moldova și să o folosească precum o trambulină în alegerile prezidențiale și parlamentare din anii următori. Rusia, împreună cu Plahotniuc și Șor, au nevoie de un cal troian care să le aducă votul alegătorilor pro-europeni. Și anume acest cal troian este Ivan Ceban. El este acel om care ar spune orice doar ca să îl credem că a devenit european peste noapte. Nu înțeleg cum se face că toți consideră că Ceban e de neînvins la aceste alegeri și se lasă amăgiți de realizările sale cu pavaj și becușoare. Haideți să vedem clar și limpede cine este Ivan Ceban de fapt. Nu cumva este acel om care organiza proteste anti-Europa în Moldova și în Bruxelles. Nu cumva este același om care promova Uniunea Vamală și parteneriatul strategic cu Rusia. Atunci nu avea viziuni europene, iar acum l-a lovit dintr-o dată gândul că este mare european. Peste noapte a luat o pastilă și a devenit pro-european, pro-român. Nu vă lăsați amăgiți. Lupul părul își schimbă, dar năravul ba. Haideți să-l întrebăm împreună pe Ivan Ceban următoarele întrebări. După ce a câștigat alegerile din 2019, cine a fost primul său invitat la primărie? Vă spunem noi, Oleg Vasnețov, ambasadorul Federației Ruse în Moldova. Federația cu ambasadorul Federației Ruse, Ivan Ceban, au pregătit și au prezentat atunci o agendă comună, conform declarațiilor lui Ceban. Unde a fost prima deplasare internațională în calitate de primar nou ales al lui Ceban? Vă spunem noi la fel, la Moscova. Când delegația primăriei era la Moscova să vadă depouri de tramvai și parcuri de autobuze, unde dispărea Ceban, fiind dus cu o mașină neagră, singur? Cu cine se întâlnea până noaptea târziu? Făcea instructaj? Ce bun au adus pentru Chișinău aceste întâlniri ale lui Ceban. De ce primarul fals european Ceban nu a condamnat oficial invazia Rusiei în Ucraina din prima zi? Îi era frică să se pună rău cu stăpânii? Sau era prea ocupat să fure pe tăcute din donațiile pentru refugiații din Ucraina cu adjunctul său, cu ajutorul său, Gâlcă? A așteptat până i-a venit instrucțiunea de la Moscova ca să-l poziționeze pe flangul european? De ce odată instalat în funcția de primar din partea PSRM și-a trădat colegii socialiști și s-a declarat subit apolitic? Ulterior, din primar apolitic, a devenit primar politic și și-a făcut propriul partid. Acum și-a descoperit incredibil vocația de primar pro-european. Dar asta nu îl împiedică să transforme primăria în partid politic, ca noi să-i finanțăm partidul. Azi are partid primărie, mâine va căuta să-i crească, să-l crească, să-l ridice până la nivelul țării și să-l transforme în partid stat, fix ca în Rusia sau în Coreea de Nord. Că tot vorbim de finanțare, numele Gudilin și FSB, îi mai spun ceva lui Ivan Ceban. Îi amintim noi că Departamentul de Stat al Statelor Unite a acuzat oficial partidul lui Ceban Man ca fiind unul finanțat și consultat de FSB, ca exponent al eforturilor Kremlinului de a readuce la guvernare un partid pro-rus în Moldova. Rețineți, un partid pro-rus, nu un partid pro-european.
Tovarășe Ceban, de ce nu sunteți cinstit și nu mergeți direct la prezidențiali? Luați-vă o pauză de la Chișinău și fiți măcar o dată bărbat politic adevărat și recunoașteți că misiunea trasată de șefii cei ascunși este președinția. Nu mai mințiți alegătorii cu covorașe de pavaj, marcaje și borduri, pe care de fapt fel nici nu știți să le faceți calitativ. Toate acestea sunt fapte reale ale lui Ceban. Tot ce a făcut el nu poate fi pedepsit decât prin votul nostru împotriva lui. Împotriva acestui agent ascuns, opus idealurilor Moldovei europene. Toate astea înseamnă operațiune specială împotriva Moldovei, așa cum doamna președinte o amintea în declarațiile de ieri. La 5 noiembrie opriți agresiunea hibridă rusă și votați în toată țara pace și liniște în Moldova europeană. Acest lucru nu înseamnă doar idealuri. Înseamnă șansa noastră reală de a accesa bani serioși ca să dezvoltăm orașele și satele noastre, unde copiii noștri să crească în siguranță, să aducem investiții. Oprind azi ofensiva lui Ceban în Chișinău, ne asigurăm că vom avea un parlament pro-european și pe viitor. Să înțelegem miza reală a acestor alegeri. Acum ne apărăm alegerea de a merge în Uniunea Europeană. Să spunem nu răului și da Europei. Sunt Victor Chironda și vă îndemn să eliberăm Chișinăul împreună. Să-l trimitem pe Ceban cu coada între picioare la stăpânii lui, înapoi în întunericul și mocirla de unde a ieșit. Votați Victor Chironda și platforma DA pentru un Chișinău liber de minciuni, pentru un viitor clar și limpede. Forță Moldova! Vă mulțumesc! Pe final, sunt foarte mulți oameni care conștientizează adevăratele riscuri la care va fi supusă Republica Moldova. Riscuri politice, dincolo de problemele legate de corupție și incapacitatea actualei guvernări și șefilor de instituțiilor de drept și reglementare de a opri fenomenele. Chiar astăzi, la întâlnire cu colegii din teritoriu, spuneau cum circulă saci cu bani murdari veniți din Federația Rusă pentru a corupe alegătorii. În unele cazuri, pentru o simplă semnătură a unui cetățean și racolarea acestui cetățean într-un partid afiliat grupurilor oligarhice șor sau banilor care sunt veniți în Republica Moldova din Federația Rusă, se plătește de la 1.000 la 5.000 de lei. Deci, aceste fenomene, guvernarea actuală cu reforma nereformată a justiției, nu au dus la faptul că să intrăm în cursa electorală și să avem niște alegeri libere și corecte cu niște candidați care să promoveze în special proiecte pentru dezvoltarea comunităților lor. Noi avem de nevoie de unitatea tuturor oamenilor care conștientizează adevăratele riscuri. Să ne așezăm la o masă de discuții, suntem deschiși pentru toată lumea să găsim cele mai bune soluții, inclusiv acum nu este târziu pentru a nu admite prin pierderea controlului asupra gestionării faptului cum sunt finanțate partidele politice sau prin admiterea în cursa electorală a mesajelor promoscovite, ascunse în mesaje mai noi pro-europene și așa mai departe, unor candidați care vor răsturna cursul european al Republicii Moldova. Riscurile și pericolele sunt reale, sunt iminente și ele trebuie oprite prin votul nostru pe 5 noiembrie, în special în municipiul Chișinău. Sunt sigur că sunt o mulțime de candidați care pot propune lucruri foarte bune pentru Chișinău și suntem deschiși să colaborăm cu acei candidați într-o găsire unei formule mai bune, mai frumoase pentru chișinăuieni și să nu dispersăm votul politic pro-european sau cel puțin să coordonăm anumite mesaje în această campanie electorală astfel încât riscurile politice pentru Republica Moldova să fie cât mai mici. Vă mulțumim!